Uite de aici, așa arată. Așa arată, când iese vălătuc, așa. Nătă rău. Unde duci, mă, pe vremea asta? Nu-i mai bine un zut. Da, deci vezi, fă-i așa un pic de zon, da. Vezi că iese așa foarte mult albină, așa parcă-i, parcă o aruncă afară. O să cercetăm care e motivul de ieșit. E vremea de asta. Iată, dragilor, cum în condiții nu se vede oricând așa o secvență. Deci, pe un tip de acesta se iasă, el e un roi acolo făcut de. Este matca acum care sunt vârtii, cercetașile au stabilit ele undeva, sunt înnebunite. Unde ne duci tu? Ce vrei să faci cu noi? Continuă să iasă. Plouă. Iată, s-au pus pe pereți, nu? De acolo stau. O parte din albinuții. El ies. Vezi, Sonica? Continuă să iasă. Deci... Nu mai să vedem dacă... Iată și una cu polen. Dăm la mine să filmez, nu se poate. Tu stai așa să vezi că se îmbracă cu albine aici. Nu sunt... Așa. Deci, dragilor, vreau să înțelegeți acest fenomen al roitului. Da? El ies continuu. În același timp sunt foarte nedumerite. Și spun, măi, fetelor, ce ne-ați făcut? De ce să ieșim? Unde să ieșim? Deci ea s-a așezat pe stupul vecin. Unul care este în două pus și există două mătcuțe acolo. Nu știu ce să spun. Care este explicația? Iată cum stă pe fața stupilor, nu vecin. Este un roi foarte frumos, cât albină îi. Ce are de gând să fac? Ce are de gând să fac? Încotro. De la asta a ieșit. Da? Eu sper să intre înapoi. Da, să știți că asta mă gândesc. Sau să intre la un vecin. S-a mai întâmplat, am avut secvențe. S-a ieșit dintr-un loc și s-a dus la vecinul. S-a intrat peste ăla. Dacă l-o simți că ăla e mai puțin populat, nu intră peste el, matcă cu tot. Și treaba a fost ok. Acum, după ce vedem treaba asta, o să insist să văd... Dar nu știu orientație. Poftim? Nu știu orientație unde se păi nu, că o dat peste vremea care e complet nefavorabilă. Faptul că plouă, că picură, observ, nu picură în momentul de față, le-au făcut să se așeze, văd că pe stupul vecin mai ales, da? Acolo. Și chiar pe propriul lor lădiță, pe propria lor lădiță. Știi ce mă gândesc să fac, Fănică? Mă gândesc să viu cu o altă lădiță lângă ăla, că ele au avut un motiv de o plecat. Ori au fost două mărți și au luat o parte, iată că se subții albina, se întoarce înapoi. Da? Păi, ce credeați voi, că îi joacă? O ieșit sau... O ieșit la nuntă. Nunta... Uite, pe tine, să știi că te-a îmbrăcat cu albine. Am aia albinuții pe tine. Da? Poți să stai așa dezbrăcat acum la bustul gol, că te acoperi cu albine. Dacă ești în fața lor, te acoperi cu albine. Nu prea mă încântă ideea. Nu? Da, iată, dragilor, că în final se vor retrage, bănesc eu. Intră și la vecina, deci propulează și pe vecinul, pe ăsta de aici, da? Îl vedem. S-a retras foarte mult albină, pentru că le-au convins, timpul de afară nu-i pentru roit. Împotriva naturii. Avem foarte multă albină și pe deasupra, pe acolo, pe stăpâni, vezi, Fănică? Da, da. Dacă matca
Nătărăanca s-a așezat pe acolo, pe internita asta. Ia să vedem. Așa, pe acolo, dragilor, n-am cum să vă arăt. Încă nu s-a așezat, uite mai e, ia să vedem dacă putem să facem un zoom. Să vedem, să le arăt. Dar tu ai avut zoom făcut, măi, fănic, mă, de-aia mă chinuiam eu acum. Tu ai făcut zoom, fără să dai seama. Iată, dragilor, acum. Acolo vedem albinuță care s-a așezat, deci pe tot acoperișul, așa, pe porțiunea din față aici, este foarte multă albină. Asta e fără zoom, fănic. Deci, eu am făcut acolo ai făcut. A, l-ai făcut acum, nu l-ai avut tot timpul. Nu. Așa. Da, multă albină. Decizia este să se întoarcă. S-a oprit pe toată fața asta. Plâng. Este spectacolul inedit. Așa ceva nu am putut vedea niciodată. Este pentru prima dată în cariera mea de apicultor. Un telefon. Sper că... Iată cât e de frumos. Așa, da, dragilor, vă mai... A început să plouă și camera mea se udă. Ne oprim aici.